situația unei societăți, a unei țări, a unei națiuni se reflectă în dimensiunea culturală. Și aici particip la evenimente de înaltă calitate și de deschidere, cum spuneam. Maestro Bolani este emoționat, în premieră va interpreta un moment de improvizație pornind de la teme românești la invitația ICR și îmi exprim gratitudinea pentru includerea acestui eveniment în programul Reuniunii Anuale a Diplomației Române, ediția din acest an. Aș spune că noi, ca diplomații, avem încredere în marca ICR, suntem în aceeași barcă. Totdeauna legătura dintre diplomație și artă a dus la cele mai bune rezultate și, din acest punct de vedere, nu numai eu personal, în calitate de ambasador la UNESCO, dar cred că toți colegii mei au găsit în ICR partenerul ideal. În primul rând, aș vrea să felicit Institutul Cultural Român pentru organizarea acestui eveniment special care marchează și ziua diplomației române. Această latură a diplomației politice împreună cu diplomația culturală nu pot decât să fie o încununare a centenarului. O seară absolut de excepție, cu un spirit pozitiv, debordant și molipsitor. În ultima vreme, ICR ne-a oferit tot felul de evenimente inedite. De această dată, un artist complex care a știut să-și atragă publicul. Plan cultural, cred că nu se poate mai bine ilustra unire în cuget și în simțiri, nu doar între noi, ci cu mari artiști ai acestei lumi. Aceasta este diplomația culturală. Un artist de anvergura lui Stefano Bolani a acceptat provocarea de a interpreta acel moment de improvizație pornind de la muzică românească și ne-a promis că în următoarele concerte în întreaga lume va relua acest moment pornind de la muzică românească.